Bună seara, domnul și domnule Capital Special. O nouă emisiune în această seară de marți. Am plăcerea să am alături de mine pe domnii Dorin Purtean, Laurențiu Roscu și Alexandru Benche, toți de la Pro România Petrila. Bună seara, domnilor. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Iată că până la urmă alegerile se vor ține la termen, la termenul, mă rog, întârziat, 27 septembrie, în ciuda tuturor problemelor evite în societatea românească și în lume de pandemia de coronavirus, iar până la urmă ne angrenăm cu toții, noi ca și media, dumneavoastră ca și politicieni, în campania electorală care va începe peste câteva zile, în data de 27 august. Bună seara și domnului președinte Tănăsescu, am uitat să-i dau și dumnealui bună seara. Domnilor, cum stați cu pregătirile pentru campanie? Destul de bine. Cred că am început cu dreptul de data aceasta și fiind o echipă care vrea să se implice, ne-am implicat cu toții de adevăratelea, am făcut tot ceea ce trebuie, toate pregătirile înainte de începerea campaniei electorale și putem spune că vom fi cei mai vizibili și cei mai prezenți în această campanie electorală. Cred că cetățenii au nevoie să ne cunoască. Am fost să și am văzut că banner nu aveți banner. Vrem să facem cu totul o altfel de campanie, e tipic învechită campania cu bannere și dacă ne uităm, tipic socialistă. Cred că cetățenii s-au scârbit să tot pui bannere, să-ți agăți imaginea pe stâlpi. Noi suntem prea tineri ca să ne agățăm imaginile pe stâlpii de curent. Și considerăm că o campanie normală, cu oameni care cred în valori, se face cu totul altfel. Și ne-am propus cu toții, împreună cu cei doi colegi ai mei care sunt de față cu dumneavoastră, împreună cu ceilalți care au fost în emisiunile trecute, cu cei pe care îi voi mai prezenta în emisiunile viitoare, am hotărât să facem o campanie cu totul diferită de ceea ce s-a făcut până acum și o să vedeți disponibilitatea tuturor colegilor mei într-o altfel de campanie electorală. Bun, asta presupune că aveți și o strategie bine pusă la punct și niște resurse cu siguranță pe care le veți scoate la iveală la momentul potrivit, probabil. Cu siguranță ne-am întâlnit, am făcut o parte din strategie pe un termen mai scurt, dar vom fi destul de vizibili încât oamenii să ne cunoască mai bine, să-i cunoască pe colegii mei mai bine, pentru că, așa cum am spus în emisiunile trecute, sunt oameni noi în politică, oameni care au avut în subordinea lor alți oameni și care au gestionat instituții ale statului, au condus oameni, afaceri și cred că îi vor cunoaște destul de bine, ne vom face vizibili, încât să demonstrăm că suntem cea mai bună și cea mai tare echipă. Da. Pro-România este la început de drum ca partid pe plan național, pe plan local. Știu că, nu știu, v-ați constituit ca organizație sau... Sigur că da. V-ați constituit? Da, sigur că da. Ca orice partid de început, a fost constituit mai demult ca și organizație, doar că n-a fost vizibil, pentru că n-am ieșit în față să prezentăm Partidul Pro-România. Dar în momentul când vom începe și campania electorală, cu siguranță va fi destul de vizibil. Într-adevăr, este un partid mic. Noi nu am ales un partid în ideea că vrem cumva să fim acei oameni care caută un partid. Și am ales un partid pentru ca să constituim o echipă în el, să arătăm oamenilor când suntem o echipă tânără, influentă, care poate să facă ceva pentru orașul Petrila. Și eu știu că de fiecare dată
în campania electorală pentru alegerea primarului și a consiliului local nu contează atât de mult partidul. Oricât de mic ar fi el, știți cum se spune, buturuga mică răstoarnă carul mare. Și dacă alții se bat cu pumnul în piept că au partid vizibil, puternic, da? Eu am demonstrat în 2012 că, la fel cu un partid mic, mărunt, și care m-au desconsiderat cam toți jurnaliștii, am demonstrat că am putut să înving partidele mari. Și de data aceasta, cu siguranță, vom fi cei câștigători. Da, păi chiar este, ați anticipat întrebarea următoare referitor la faptul că vă luptați cu două partide, principalele partide politice ca mărime, PSD și PNL. Chiar asta e, aceasta este și componența trioului beligerant, celul care se luptă pentru fotoliul de primar al orașului Petrila. Domnul Ilie Păducel a fost și dumneavoastră prezent în emisiunile Capital TV și vine puternic cu sloganul că ce s-a făcut în acești 4 ani se datorează dumnealui și că partea de contribuție pe care ați avut-o dumneavoastră și cu domnul primar în funcție Jurca nu este semnificativ, este ceva minor, contribuția noastră este minoră și a scules roadele muncii depuse de primarul, de fostul primar Păducel. Eu n-aș vrea să comentez ceea ce spun contracandidații mei. Am spus, vreau să merg pe o campanie curată, o campanie morală. Dacă dumnealor consideră că merg pe același tipic comunist și învechit, n-au decât să o facă. Eu am demonstrat în cei 4 ani de zile că am fost între cetățeni și asta pot să confirme cetățenii. La fiecare lucrare, pe fiecare șantier, 4 ani de zile am fost nelipsit. Mă vor judeca cetățenii pe mine, îi vor judeca pe ei. 4 ani de lipsă se vor vedea la fiecare dintre cei doi candidați, pentru că n-au fost vizibili absolut deloc. Eu am demonstrat-o, o demonstrez în continuare că sunt un om al echipei, cu cei care vor să fie în echipă. Cei care nu vor să fie în echipă nu pot să stea lângă mine, pentru că cred că lucrurile se fac în echipă, nu de unul singur. Nu trebuie să fii un lup singuratic ca să demonstrezi și să te bați cu pumnul în piept că tu ai făcut, ai dres și datorită ție ți se întâmplă tot ceea ce se realizează într-o comunitate. Cred că trebuie să scoți în evidență spiritul de echipă. Niciodată un om nu poate să facă de unul singur ceea ce se realizează într-o comunitate. Cine spune lucrul acesta în fața cetățenilor, minte și minte cu nerușinare. Să înțeleagă odată pentru totdeauna contracandidații că n-au făcut nimic ei. A făcut o întreagă echipă. Da? Acum, dacă un om este pe poziția de primar, nu trebuie să afirme și să se bate cu pumnul în piept că el a realizat totul. Astea sunt minciuni pe care lumea nu le mai crede și cu siguranță oamenii care sunt deschiși la minte vor pricepe că nu se poate să faci nici într-o familie nimic de unul singur. Da? Într-o familie, soțul poate să spună, eu fac totul. Nu e adevărat. Soția, chiar dacă este casnică, stă acasă, crește copiii, face mâncare, dacă n-ar fi, lucrurile se completează unul pentru celălalt. Da? Și atunci, dacă ieși afirm astfel de lucruri, ești un mare mincinos. Și cu asta aș vrea să închei subiectul ce spun ceilalți. Nu vreau să spun ceea ce spun eu, nu ce îmi spun mie ceilalți sau cu ce îi păcălesc pe cetățenii. Așa se întâmplă în campaniile electorale. Am făcut, am dres, cam astea sloganurile lor. 4 ani invizibil, într-o lună de zile vor să se facă vizibil. Din păcate, e un gest greșit pe care îl practică de-a lungul timpului și cred că mentalitatea aceasta trebuie să se schimbe. Da? Trebuie să fim oameni vizibili de-a lungul celor 4 ani de zile, de asta ne aleg oamenii. Nu ne aleg să ne cocoțăm pe scaune și să rămânem cocoțați acolo, dar să fim mascați, adică să stăm în spate, să nu ieșim deloc în față și să ne vadă cetățenii. De ce, ne este rușine să ne mai vadă după 4 ani de zile? Întreb și întreb pe cetățeni. Cuiva este rușine ca după ce ai câștigat primăria să ieși în față și să te vadă oamenii pe șantiere, să te vadă pe lucru, prin oraș, să vadă că ești activ? Lipsa celor 4 ani de zile dă semne de întrebare pentru cetățenii care locuiesc în orașul Petrila.
Și credeți-mă că vor fi depunctați. Eu sunt conștient de faptul că pe oameni nu-i mai păcălește atât de simplu. Da, lupta electorală a început înainte, s-a furat startul înainte de începerea campaniei electorale. Deja se fac afirmații în stânga și în dreapta de tot felul și chiar mă întrebam până unde se va ajunge cu această situație, pentru că până la urmă nu avem de câștigat sau nu se lupta se referă la câștigarea unui fotoliu de primar, nu Corect. de Așa. prinț sau de rege sau de împărat sau. Ajungem să ne înjosim atât de mult încât să spunem neadevăruri despre oamenii care sunt în jurul nostru. Am stat împreună în consiliile locale, am lucrat, am muncit împreună, da? Și după aceea, într-o lună de zile, ajungem să ne împroșcăm cu noroi încât parcă nu ne-am cunoaște. Deci nu vreau să ajungem în situația aceea și eu aș vrea să mă abțin cu privire, de asta niciodată nu pronunț nici măcar numele contracandidaților mei și nici nu vreau în campania aceasta să le pronunț. Vreau să le demonstrez oamenilor de ce am venit în fața lor și ceea ce sunt în stare să fac eu. Da? Garanția celor 4 ani pe care îi avem în față îmi va da posibilitatea să le demonstrez ce pot eu. Acum ceilalți contracandidați au demonstrat în cei 4 ani, în cei 20 de ani de mandat, au demonstrat ceea ce au putut să facă. Atât au putut. Eu vreau să demonstrez în cei 4 ani care urmează că Petrila poate să prospere și să arate altfel. Da, cu siguranță vor spune oamenii, dar ai fost acolo 4 ani de zile. Este adevărat, am fost 4 ani de zile în primărie, dar asta nu înseamnă că dacă ești în primărie poți să faci chiar tot ceea ce consideri tu că trebuie să faci. Pentru că sunt consilieri locali, e primarul care deasupra viceprimarului și coordonează lucrurile mai departe. Da, și mai ales că bătălia este o bătălie pentru ocuparea unei funcții în care vii la muncă, nu vii la distracție sau nu. Corect. Până la urmă, deci eu de asta stai și te gândești, domnule, pentru ce ne luptăm? Ca să muncim, să venim, să muncim, să dovedim, nu, care e mai bun gospodar sau. E o situație de ușor curioasă, Deci, în administrație, aceea de luptă. da, în administrație, trebuie să demonstrezi cetățeanului ceea ce vrei să faci tu pentru comunitate. Nu faptul că vii sau nu vii la muncă. Bă, nu te verifică nimeni. De pe pozițiile pe care ești, nu te verifică nimeni. Dar poți să spună cineva legat de faptul că eu n-am fost prezent la muncă sau că am fost plecat pe nu știu unde. Deci permanent am fost la dispoziția oamenilor. Dacă m-au căutat în primărie, eu am fost acolo. Dacă a fost nevoie să mă duc pe teren, am fost acolo. Și nu vreau să fie ca o laudă, pentru că e un lucru care trebuie să-l faci. De asta alege administrația publică locală, ca să stai la dispoziția cetățeanului. De multe ori îți neglijezi casă, familie, copii, da? Pentru ca să fii la dispoziția cetățeanului. Și eu cam am trecut prin etapele acestea, pentru că plec dimineața la 7 și ajung seara la 8, 9, 10 acasă, pentru că sunt atâtea probleme în oraș care trebuie rezolvate. Și dacă am avut întâlniri cu cetățenii, le-am făcut pe la ora 5, 6, chiar 7, da? Atunci când m-au solicitat, am fost prezent la blocurile lor, la casele lor, pentru ca să găsim soluții să rezolvăm problemele. Domnul Alexandru Benche, dumneavoastră sunteți pentru prima oară la un post de televiziune și în speranța că totuși nu aveți emoții, vreau să vă Da. întreb pentru ce ați ales pro-România? În primul rând, datorită lui Dorin Curtean, care de tot Deci, multor discuții. practic Dorin Curtean reprezintă un fel de o ideologie. Da, nenumărate discuții cu dânsul și când am ajuns la partid și am văzut ce fel de oameni sunt acolo Ați și mai din. făcut politică? Ați mai făcut la alt partid? Am mai fost în trecut, dar nu pe liste, nu activ, nu. La ce, doar La cu PNL, numele, doar cu da, numele. la cu munca, la La ce PNL, partid? la La PNL. PNL. Da. Și mi-a plăcut foarte mult ce am găsit aici.
niște oameni care vin de plăcere, care vin să facă ceva, nu constrânși de nimeni, nu din obligație pentru cineva, nu de la servicii nici, nu. Deci o atmosferă foarte plăcută, cu generație care foarte tânără, cu care am fost colegi, cu care suntem în oraș toată ziua. Echipă chiar frumoasă și primul lucru din cauza lui Dorin, v-am zis, el a fost principalul artizan. Deci el a fost factorul. Da, el a format această echipă chiar frumoasă și sunt sigur că e cea mai bună din oraș la ora actuală. De-aia merem împreună și știu că își dorește și sigur va fi primar pentru că merită. Și o să-l ajutăm cât putem, toată echipa. Să muncim și... Păi o să trebuiască să-l ajutați, că așa cum se prefigurează, da, va fi cum se prefigurează lucrurile în Petrila, este cea mai strânsă luptă, cred că, din... Da, oricine din, poate câștiga, oricine poate fi pe locul 3, din punctul meu de vedere. În Petrila e lupta cea mai strânsă. Da, da. Dar totuși noi vom fi câștigători. Da. Să vă doresc. E activ ca și noi și el, printre oameni, nu are cum să fie altfel. Eu sper că o să facem o imagine foarte bună. La sfârșit. Da, domnul Alexandru Benche, dumneavoastră știu că sunteți om de afaceri și, mă rog, sau un întreprinzător. Laurențiu Losco, ce scuze. Domnul Laurențiu Losco, dumneavoastră știu că sunteți om de afaceri, întreprinzător, privat, ați deținut funcții în administrația publică sau ați fost membru la partide politice? Nu am fost deloc membru, nu am deținut funcții în administrație publică, am fost administrator la mai multe firme. Și acum sunt administrator și administrez două firme, în curând va fi a treia, în Petrila și Petroșani, iar am ales Pro-România pentru Dorin, prin simplu fapt că îi place să lucreze în echipă. Eu știu ce înseamnă să lucrezi în echipă, altfel nu poți să coordonezi afacerile dacă nu ai o echipă bună în spate și am acceptat să-i vin la el în echipă tocmai din cauza asta. Că vrem să-l ajutăm. Știe să coordoneze echipa, are o grămadă de experiență în spate, nu un an, doi, trei, e primul an de viceprimar, primul mandat de viceprimar și este destul de implicat. Are adunat o echipă tânără, exact cum a spus și colegul Sandu, care a venit din plăcere, nu trimis, nu din obligații și toți avem idei destul de bune, destul de bune de pus în practică. Bun, deci, domnule Cortean, aveți o echipă tânără, oameni cu forță de muncă, oameni cu voință, cu caracter și cred că nu, asta vă face să fiți mândru de echipa dumneavoastră. Este cea mai bună echipă formată politic vreodată în ultimii ani. În Valea Jiului. Așa? În Valea Jiului. Nu, acum să ne exagerăm. Da. În orașul Petrila. Nu am treabă cu ceilalți. În orașul Petrila. Da, e cea mai bună echipă formată politic. Deci oamenii care sunt în jurul meu, așa cum spuneau și colegii, nu i-a constrâns nimeni, doar din câteva telefoane ne-am adunat. Vrem să facem o echipă care să promovăm proiecte și să facem ceva constructiv pentru comunitate și oamenii au spus, da, venim, discutăm și apoi luăm deciziile. Asta s-a întâmplat. Oameni foarte sinceri care pur și simplu nu m-au întrebat niciodată ce loc îmi dai pe listă, ce avantaje am dacă vin lângă tine și asta vă spun foarte sincer. Poți să întrebe oricine, avem martori, niciunul nu m-a întrebat, cred că unii dintre ei nici măcar nu știu pe ce loc sunt pe listă. Credeți-mă, nici măcar nu știu pe ce locuri sunt pe listă. Pentru că nici n-am discutat cu ei, dar nici nu m-au întrebat vreodată. Și n-a fost unul să mă întrebe, domnule, eu pe ce loc sunt pe listă. Și vă spun foarte sincer. Foarte sincer. Au văzut ulterior, unii dintre ei au văzut lista, s-au regăsit acolo, au spus, rămân surprins că suntem pe locurile respective, este o onoare să fim împreună cu tine. Interesul tuturor este acela de a face ceva constructiv pentru orașul Petrila. Și în jurul meu sunt oameni cu experiență, oameni tineri, oameni care au făcut și au condus, așa cum am spus, instituții publice, instituții ale statului, am fost doi directori la Mina Lonea, care acum sunt amândoi ingineri șefi în cadrul companiei, da? E vorba de
Adi Preda și Marius Rogobete, care ambii au condus Minalonia, da? Oameni cu experiență, și cred că cetățenii orașului Petrila se uită și privesc la aspectul acesta, că aceștia sunt oameni cu experiență și pot să decidă în numele orașului. Apoi am profesori, da? Profesori cu experiență și o experiență vastă în spate, nu neapărat pe listă, unii dintre ei nu sunt pe listă, dar oameni care ne susțin. Și sunt foarte mulți și din cadrul învățământului, oameni care au văzut echipa și au spus ulterior, după ce am făcut și am format echipa, că vor să vină să se alieze cu noi în echipă. Deci, doar faptul că au văzut ce oameni sunt în echipa noastră, prin anumite posteri pe care le-am făcut publice pe paginile de socializare, oamenii au dat telefoane și au spus, pot să vin și eu în echipă? Cu siguranță. Noi nu suntem oamenii care să nu primim în echipa noastră oameni cu valoare și care, pur și simplu am spus, nu au nici un interes. Deci oamenii ăștia n-au spus, dom'le, vin în echipă, dar vreau să-mi oferi un post, nu știu, de consilier, un post de, mă rog, prin primărie, un post de nu știu unde. Toți sunt oameni care sunt angajați, au loc de muncă, n-au avut niciun interes să zic că vreau să fiu angajat în primărie, să-mi dai ceva acolo, să obțin și eu nu știu ce avantaje și mai departe. Deci oamenii aceștia au locuri de muncă foarte bune și nu i-a interesat posturile din primărie. Pentru că de multe ori, în alte partide, să știți că se aciuiază astfel de oameni care formează grupuri de interese și care mănâncă tot în jurul lor. Că nu mai lasă nimic la ceilalți. Deci, pur și simplu, o aciuiere de genul ăsta, 3, 4, 5, 6 oameni, mănâncă tot în jurul lor și nu mai au loc ceilalți de ei. Da, cum încercați să mai stăți cu actualul primar, cu domnul Vasile Jurcan? Bune, eu zic că bune pentru că nu ne-am... În ultima perioadă nu ne-am întâlnit pentru că a fost plecat în concediu, dar pur și simplu... Ne zâmbim, ne întrebăm care e mersul campaniei electorale. Eu cred că așa ar trebui să fie toți contracandidații. Până la urmă ne întâlnim pe stradă unii cu alții, ne înjurăm, ne scuipăm, ne întoarcem spatele unul celuilalt. Adică trebuie să ne salutăm, ne dăm mâna, ne întrebăm cum îți merge treaba, ai reușit să convingi mai mulți ca mine. Până la urmă asta e bătălia politică, nu să ne înjurăm și să ne scuipăm unii pe ceilalți, ci să încercăm să convingem cetățenii că echipa, eu și echipa suntem cei mai buni. Asta e scopul unei campanii electorale. Cine câștigă, după data de 27 septembrie, rămâne să vedem. Da. Nu trebuie să fim supărați unul pe celălalt. Ca să trecem și la lucrurile pe partea administrativă, până la începerea campaniei electorale mai sunt câteva zile, dar și în campanie trebuie rezolvate problemele primăriei. Cu siguranță. Și care sunt stadiul lucrărilor pe care le are primăria Petrila în derulare în această... Se lucrează. La perioadă. Marea majoritate a lucrărilor care le avem în derulare se lucrează. Și anumite aspecte legate de lucrări, chiar și astăzi am fost în teren, am avut niște discuții pe partea de reabilitare termică a blocurilor, pentru că cetățenii au fost nemulțumiți de stadiul unor lucrări. Eu cred că le-am rezolvat așa cum se cade și cred că sper ca până la sfârșitul anului, cel puțin pe partea de reabilitare începută, să fie finalizate lucrările. Mai avem un parc care la fel ar fi trebuit să fie finalizat anul acesta, dar cred că doar în primăvară o să fie finalizat și parcul. Mai avem bazinul de not care este în derulare și care normal trebuia să fie și acela finalizat. Eu sper ca până în primăvară să finalizăm și acolo. Știu că este o acută lipsă de forță de muncă. Așa este. Din păcate, chiar astăzi am stat la discuție cu constructorii și le-au spus că au plecat o parte din oameni. Din cauza aceasta este sunt întârziate lucrările la reabilitarea termică a blocului, inclusiv la parc, la mai multe obiective pe care noi le avem în derulare. Dar eu zic că în principiu stăm destul de bine, adică lucrările sunt în grafic, doar că din păcate nu la
nivelul la care ne așteptam. Da, cum credeți că se va ajunge cu forța de muncă? Forța de muncă e o problemă cu care ne confruntăm pe zi ce trece din ce în ce mai pregnant, în sensul negativ al cuvântului, în sensul în care afaceri care până mai ieri erau prospere, acum duc lipsă de forță de muncă și riscă să ajungă într-o situație delicată aceste firme. Da, ce se va întâmpla? Din păcate, nu mă așteptam pentru că, ca... Pentru că trebuie să acceptăm ideea că trebuie să aducem cumva forță de muncă înapoi, că nu putem să inventăm peste noapte alți oameni, trebuie să facem cumva să îi aducem înapoi pe noștri. Sau... Da, din păcate, nu mă așteptam ca Valea Jiului să ajungă în situația aceasta, să nu găsești oameni ca să-i poți angaja. Deci, cu câțiva ani în urmă, când eram în administrația publică locală, mi-aduc aminte că stăteau cu sutele la ușa primăriei, în curtea primăriei, să-i angajăm. Din păcate, la ora la care vorbim, lipsa acută de locuri de muncă este extraordinar de mare. Chiar astăzi am dat un anunț pe pagina mea de socializare, vreau să angajăm 15 tineri în domeniul topografiei și cadastrului. Într-adevăr, telefoanele m-au sunat astăzi destul de mult. Eu sper ca să fie forță disponibilă și să salarii destul de atractive. Dar... Salarii atractive? Care sunt salariile atractive? Păi, de exemplu, în oferta pe care le-am înaintat-o eu... Inginer topograf? Nu inginer, nu trebuie să aibă studii neapărat, pentru că în topografie nu trebuie să fii doar inginer topograf. Trebuie să faci și alte lucruri, da? Undeva la 2400 netul mână, cu carte de muncă, bineînțeles, și cu câteva facilități pe care le voi spune mâine, nu ne-am spus astăzi. Mm-hmm. Da. Da. Dar vreau să văd disponibilitatea care există și, într-adevăr, s-au oferit destul de mulți tineri. Este acest salariu în mediul administrației publice, adică nu, la primărie? Sau nu la primărie. Nu discutăm de angajări la primărie. Primăria e saturată de angajări. Prea mulți sunt angajați. Mulți se calcă în picioare. Nu, pe mediul privat vorbim. Pe mediul privat. Da. Și chiar vreau să, în perioada următoare, să mai facem câteva angajări, dar la momentul potrivit, pentru că nu mai vreau să apar ca cel care în campanie electorală vin și promit nu știu ce fabrică de parfumuri și ea nu se realizează. Da, deci v-ați implicat. Deci a rămas în istoria celor 4 ani că eu sunt cel cu parfumurile, sunt prea parfumat. Fabrica de parfumuri care n-a mai venit. Sunt prea parfumat. N-a venit din cauza că la momentul respectiv n-am avut spații care să le oferim. Chiar am fost, și asta pot să dovedească și adversarii mei politici, că am fost să găsim inclusiv pe spațiu, pe mediul privat, să căutăm hale ca să le oferim. N-am găsit, pur și simplu. N-am putut să oferim lucrul acesta la momentul respectiv. Dacă ofeream, așa s-au dus și au deschis fabrica în Hății. E bun, dar nu se pot face niște hale ale primăriei pe care să le închiriați anterior? E foarte dificil. Sunt destule. E foarte dificil să facem lucrul acesta. Am încercat, tot așa, am adus în faceți primii 2 ani de... un mic spațiu industrial, un mic parc industrial. În primii 2 ani de mandat am adus o fabrică din Germania. Și nu pot să-și aroge nimeni dreptul și meritul că au avut vreo contribuție. Că probabil vor veni și vor spune că am făcut locuri de muncă, am creat. Nimeni n-are niciun merit pentru că nici nu știu cum a ajuns firma respectivă acolo. Și eu le pot dovedi lucrul acesta. Dar nu asta e problema. Problema este că am adus firma respectivă în orașul Petrila. Am creat, firma a creat, nu eu, dar datorită faptului că i-am adus în Petrila, au creat 100 de locuri de muncă. Și, într-adevăr, au vrut să fac o hală de producție de 3.000 de locuri. A venit pandemia și s-au blocat toți cu treaba asta și omul n-a mai îndrăznit să riște și să facă. Deja încheiasă în contractul, tot, absolut, trebuia să facă proiectul, să demareze procedura de construire. Din păcate, ne-am trezit cu adresă în care renunță la absolut tot. Și mai mult de atâta, dureros faptul că a și restructurat din posturile respective. Domnule Penchi, dumneavoastră v-ați gândit să accesați un fond european sau să vă apucați de o afacere?
Dacă mai stau mult lângă Dorin, cred că da, mă convinge și pe mine. La câte proiecte am făcut și cât din echipa noastră au pe fonduri, cred că mă bate gândul și pe mine. Da, este greu, la Petrila chiar este greu. V-am zis, bine, lipsa forțe de muncă, lipsa forțe de muncă. Până la urmă trebuie făcut ceva, pentru că trebuie să aduci ceva, că nu există altă alternativă în Petrila, chiar nu este. Tot numai pe start-up-uri, numai afaceri familiare. Mai ales că se va închide și mina. Va fi Lunea. Foarte greu, foarte greu și numai trebuie făcut ceva neapărat, o hală, ceva făcut. Bun, dar cu forța de muncă, asta e problema, facem hală, dar cu cine lucrăm? Da, într-adevăr, ați văzut că firmele se fac, start-up-uri cu 3-5 oameni, ați face, afacere familiară mai mult este, dar trebuie găsit o soluție, trebuie făcut ceva, pentru că ne îndreptăm spre... Cred că până la urmă aducem bine din Vietnam, da, din... că na, soluții nu... Da, pe partea de vest, hidroconstrucția are din aduși. Hidroconstrucția lucrează cu un cel din Vietnam? Nu din Vietnam, din Albania, albanezi. Albanezi. Da, vă ascult. Putem face și noi, altfel. Din păcate... Sau să se întoarcă, ei nu știu, dar trebuie salarii ca să se întoarcă, nu se întoarcă pentru 2000 de lei. Din păcate, lipsa forței de muncă creează o stare indiscretă, așa. Adică nu ai curajul să faci ceva, să te apuci de un business, pentru că ți-e teamă acum, nu că nu ai putea să crezi business-ul respectiv. Ți-e teamă acum că nu găsești oamenii care să-ți lucreze. Și Laurențiu e în măsură să ne spună, pentru că e om de afaceri și... El chiar dezvoltă câteva afaceri, așa cum am spus, pe raza orașului Petrila și a municipiului Petroșani și cred că a întâmpinat astfel de probleme. Da, deci domnule Losco, care sunt problemele cu care vă întâmpinați ca și om de afaceri din... Lipsa forței de muncă. În primul rând. În primul rând, lipsa forței de muncă. Chiar dacă avem inițiativă să dezvoltăm, să facem, lipsa forței de muncă este enormă. Primul rând, vine omul, stă și primul lucru care te întreabă un interviu, care este salariul? Deci nu-l interesează ce are de făcut. Nu-l interesează ce are de făcut, ce știe să facă, ce poate să facă, care este salariul? Îi spui, în funcție de ceea ce știi să faci, pleacă de la minim pe economie în sus, cu carte de muncă, cu acte în regulă. Păi da, dar eu am lucrat în Germania pentru 1500 de euro. Nu ne permitem... Eu nu-mi permit și sunt foarte mulți colegi care nu-și permit să plătească 1500 de euro salariu unui om care nu scoate atâta bani, atâția bani, nu produce atâția bani. 1500 de euro pe lună să-i oferi unui singur om. Ne descurcăm cum putem, am o echipă destul de bună în spate, am încercat să o mențin, să-i înțeleg, să-i ajut cum pot, să fiu alături de ei când e nevoie. Și mă bucur foarte mult că sunt în continuare lângă mine. Dar încă mi-e teamă pentru ceea ce voi face, că nu mă pot duce doar cu ei. Nu am cum să mă duc doar cu ei. Și lipsa forței de muncă e o problemă pentru toată lumea. Indiferent că vrem să aplicăm pentru startup-uri, că fonduri europene, să dezvolt, să fac. Asta este o întrebare care o să mi-o pun în momentul respectiv. Cu cine voi lucra? Nu găsim oameni cu care să lucrăm. Degeaba ne lăudăm că aducem, că facem, că aducem. Cu cine lucrezi? Și atunci, vorba dumneavoastră, preferăm să aducem din Indonezia, din alte țări. China, Vietnam. Exact. Nu știu, dar aici, în Valea Jiului, sunt lucrători aduși de undeva? Da. Bine, în Albania, la hidroconstrucție, dar hidroconstrucția, că asta are un mare retezat care lucrează aici. Nu, pe Lupen, pe fondurile care lucrau cu Apa Serum. A, Abasele lucrează cu albanezi? Hidroconstrucția lucrează. E o problemă. Toți stau, se duc la șomaj și întreabă dacă au de lucru. În momentul când șomajul fac repartițiile pentru un loc de muncă, după câteva zile, nu e pentru ei. Preferă să stea și să primească un ajutor de șomaj sau indemnizație. Asta ar trebui să facem împotriva... Să facem ceva asupra acelei indemnizații. Da, vrei să meriți acea indemnizație, trebuie să muncești bani în câteva ore. În cadrul primăriei, oriunde, pentru că și primăria are nevoie de oameni. Deci sunt primăriile pline, sunt la stat, nu mai e loc. Noi nu vorbim de munca la stat. Nu, dar zic vin de munca la privat. Vine criza și dăm afară. La stat se angajează mulți. Mulți, da. Că e de stat. Că e de stat.
Dar zic așa, o să vină criza cât de curând, că cât o să mai împrumute și statul român, că statul român îți plătească pensii, salarii, se împrumute lună de lună, de lună de lună, se împrumute sume exorbitante, se plătească pensii până într-o zi, care ziua aia nu se, va fi cât de curând, în felul ăsta. Și atunci va trebui, ăștia de la stat, să mai treacă și pe la privat un pic, să vadă cum e treaba. Că asta eu văd ca o soluție. Oricum, pe noi, în domeniul privat, această pandemie ne-a doborât destul de mult. Adică vânzările de la un anumit procentaj ne-a doborât direct cu 80% sau 70%. Mai ales lipsa forței de muncă e și mai mare în momentul ăsta. Și toată lumea, acum, dacă îți vine să se angajeze, pune această pandemie în față. Că nu vrem să lucrăm de frică la coronavirus, să nu cumva să ne îmbolnăvim și astea. Să sperăm că se vor da drumul la treburi de pe data de 1 sau după data de 15 și să sperăm că începem să ne revenim pe mediul privat. Vorbesc. Domnul Curtean, mai departe, programul Pro-România pentru Petila este gata? L-am creionat. L-am creionat un program. Finalizat. Chiar aseară discutam că toți suntem la subiectul locuri de muncă și ce vom face pentru Petila. Am creionat o parte din program. O să ieșim cu el public și să-l facem cunoscut cetățenilor orașului Petila cu lucruri realizabile. Că acum, din experiențele trecute, ne-am dat seama că n-are rost să vii în fața cetățeanului cu lucruri care inimaginabile și nerealizabile. Nu mai putem vorbi acum că salvăm mineritul sau că facem locuri de muncă în minerit și așa mai departe. Cred că trebuie să găsim soluții ca cetățenii orașului Petrila, în primul rând, să aibă un confort, da? Și apoi cei care vor să lucreze și să investească în orașul Petrila, nu trebuie să așteptăm să mai atragem investitori străini, investitori de nu știu unde, că de fiecare dată cu asta ne-am lăudat. Aducem și atragem investitori. Ei, în 4 ani de mandat de viceprimar mi-am dat seama că și din discuțiile pe care le-am avut cu oameni de afaceri, că nu merită să mai ieșim public cu astfel de iluzii, că aducem și atragem pe nu știu cine. Nu o să vină nimeni. Important e să facem noi. Sunt atâția oameni inteligenți, chiar discutam aseară cu colegii mei și sunt printre ei sunt foarte mulți tineri de la 23 de ani în sus până la 35 de ani, care pot să-și facă un business și chiar au fost interesați și au spus, în primul rând, noi vrem să ne deschidem propria afacere, ca să creionăm câteva business-uri care să producă ceva în orașul Petrila și, producând ceva, să angajezi și forța de muncă disponibilă care să lucreze în firmele respective. Chiar aveam tinerii cu care discutam, le-am spus, vin atâtea firme să ne ia banii de la noi din oraș, când putem noi să facem firme și banii să rămână în oraș. Și pe această cale aș vrea să îi încurajez pe toți. Eu am avut discuții cu oamenii de afaceri din oraș, de multe ori i-am strâns într-un cadru mai mărit așa, să le explic că e bine ca business-urile pe care le administrează să fie învârtite local. Adică dacă vreau să cumpăr pâine de la o fabrică, să mă uit bine de ce fabrică e produsă, să fie produsă de fabrica din orașul meu. Da? Ca banii să aibă un circuit local și să nu plece din oraș, pentru că ne dezavantajează lucrul acesta. Dacă încurajăm toți cei care au business-uri în orașul Petrila și cumpărăm unii de la ceilalți produsele. Din păcate, românul s-a învățat să meargă la supermarket, să cumpere, să-și umple coșul cu produse și să le aducă în oraș. Dar nu se gândește niciodată că toți banii aceia se duc către țările străine. Da? Austria, Germania, mai știu eu de pe unde vin ei. În loc să încurajăm partea locală, cu magazinul de la colț, da? Te duci, cobori din scara blocului, te duci la magazinul din colț și lași banii acolo. Chiar dacă lași cu un leu mai mult. Dar îl ajuți să se dezvolte pe cel local. Nu încurajăm și nu o să fiu niciodată de principiu să încurajez ca banii să iese din oraș. Interesul meu este ca banii să fie atrași toți către oraș
și să beneficiem, așa cum am făcut de nenumărate ori, când prin proiectele pe care le-am gestionat și coordonat, banii au venit în orașul Petrila. M-aș bucura să se deschidă cât mai multe firme în orașul Petrila care să vândă pavele, borduri, asfalt și așa mai departe, ca banii să nu plece din oraș, cei pe care îi atragem prin fondurile europene. Da, știu că multe firme lucrau în trecut cu pensionarii de la mine, dar uite că statul român, așa în bunătatea lui, a mărit pensiile, părerea mea, exagerat de mult, da? Fără să fiu rău sau fără să vreau să am vreo atitudine nelocuită, totuși nu e normal ca să ai pensia mai mare ca salariu. Deci nu mai, și știți foarte bine la ce mă refer, da? Deci în cadrul mineritului din Valea Jurii, cine iese la pensie iese cu pensia mai mare ca salariul pe care îl are. Ceea ce e o aberație. Eu nu înțeleg pe unii oameni care stau încă la mine și au condițiile de pensie. Că dacă pleacă acasă, câștigă mai mulți bani decât Și atunci multe firme lucrau cu pensionarii de la mine, care pensionarii de la mine, în ciuda faptului că au pensie mare, mai ies și la 45 de ani, la o vârstă destul de tânără, ies la pensie și se reangajau, acești pensionari se reangajau. Acum nu mai au chef nici pensionarii să angajeze. Ei, o parte din ei se angajează, nu stau acasă. Sunt prea tineri ca să stea acasă și atunci... Acum, pentru mine ca și oraș, eu vă spun sincer, pentru comunitatea petrileană, este un avantaj că oamenii au pensii mari, că mai lucrează, mai au un job, da? De ce? Pentru că impozitele pe salarii nu se răsfrâng și în cadrul bugetului local. Comerțul local înflorește, vedeți că într-un perimetru extrem de restrâns sunt două Lidl, trei Carrefour, mă rog, nu mai spun nume de... Da. Nu mai spun. Deci sunt supermarketuri din toate felurile posibile, tocmai datorită acestor venituri foarte mari ale pensionarilor de la mine, da? Și acești pensionari de la mine, pe partea aialaltă, nu mai au apetența, nu mai au dorința de a se angaja, pentru că nu au motivație să-i motiveze la o pensie de 1000 de euro să-ți mai dea 300, să mai și muncești de pe aia 300, cam... Nu prea e bine, nu prea dă bine. Asta mă gândesc și nu neapărat numai în județul Hunedoara, dar în toată țara. În toată țara e aceeași problemă cu forța de muncă și chiar mă mir de unde, cum reușim totuși să mai facem producție, cu cine. Foarte, foarte interesant. Acum, sigur că datorită pandemiei au revenit o mulțime de oameni, de români plecați, au revenit în zonele lor de baștină și, da, nu fac mari speranțe că vor rămâne acolo, vor găsi oamenii s-au obișnuit cu salariile din străinătate, da. Și e greu, cum spunea și Laurențiu, e foarte greu ca un privat să ofere un astfel de salariu. Nu avem economia imposibil, chiar, pe care o au ceilalți cine poate ca să poți să oferi salariile respective. Pentru că am vorbit cu foarte mulți și au spus, bă, dacă în România s-ar da, nu chiar 1500 de euro, dar dacă mi-ar da 1000 de euro, eu m-aș întoarce în țară. E imposibil, e foarte dificil să oferi salariile astea, pentru că, așa cum spunea Laurențiu, nu produci ca să scoți salariile angajaților. E foarte dificil. Atunci te rezum la ceea ce îți oferă statul ca salariu legal, da? Să-l oferi măcar pe acela. Deci e complicat. Vreau să mai spun un lucru referitor la cei doi colegi care sunt lângă mine astăzi. Sunt oameni care, să-i descriu și eu puțin, Sandu Benche, omul care am colaborat cu el de-a lungul timpului, cred că de 15 ani, da? A condus o formație de lucru pe raza orașului Petrila cu privire la partea de apă și canal. Un om care de fiecare dată când am apelat la el a fost tot timpul la momentul potrivit acolo unde l-am solicitat și care cred că multe dintre problemele apărute pe raza orașului Petrila, el a fost cel care le-a
a reușit să le rezolve. Este adevărat că de multe ori poate nu a rezolvat chiar toate problemele și doleanțele cetățenilor, dar o mare parte dintre ele și de fiecare dată când s-a putut a rezolvat problemele. Laurențiu, la fel, este un om pe care îl cunosc de puțin timp, dar care am închegat o relație de prietenie și în relația asta de prietenie am văzut în el un om de afaceri prosper, un om care știe să gestioneze un business și am spus e nevoie de el lângă mine pentru că doar așa putem să dezvoltăm capacitatea celorlalți oameni de afaceri de pe raza orașului Petrila. Un om care dorește să se implice, dorește ca atunci când venim în Consiliul Local cu anumite proiecte să ia decizia cea mai înțeleaptă și cred în capacitatea lui, așa cum cred și în capacitatea lui Sandu Benche, pentru că știu cu cine am colaborat atâți ani pe raza orașului Petrila și nu regret nicio clipă că face parte și el și Laurențiu și ceilalți colegi pe care i-am convins să vină lângă mine. Încă o dată îmi laud echipa pentru că știu capacitatea fiecăruia dintre ei. Am pe Monteola Todoriș, care este profesoară și profesoară de matematică și dirigintă la o clasă de a 12-a la liceul din Petrila. Și cred că împreună cu echipa aceasta vom putea face lucruri performante pentru orașul Petrila și vom lua deciziile cele mai importante în Consiliul Local. Nu mai vreau să fie Consiliul Local o mașină de vot, ci vreau să fie oameni care să gândească înainte să ridice mâna. Oameni care să decidă ei, nu să fie împinși de la spate de deciziile unor oameni politici. De-a lungul timpului, consilierii au fost capacitați de un anumit lider de partid care ceea ce le dicta, aia trebuiau să facă. N-au avut spiritul și libertatea să decidă și să-și confrunte liderul atunci când ia decizii greșite. S-au făcut lucruri greșite de-a lungul timpului care acum le regretă unii dintre ei că le-au făcut pentru că au împins Consiliul Local să voteze și să ia decizii neînțelepte la momentul potrivit. Din păcate, cetățenii orașului Petrila observă toate aceste impedimente și sunt toate cele lucruri negative pe care le are orașul Petrila sunt datorită unor lideri politici care la momentul respectiv n-au fost înțelepți să convingă o echipă că nu e bine ceea ce nu e bine în deciziile pe care le iau. Da, dacă e să judecăm după ce ați afirmat pe afirmația dumneavoastră, ați meritat cu brio să câștigați alegerile și eu chiar vă doresc să aveți succes. Eu sunt convins că cetățenii orașului Petrila se uită de fiecare dată la emisiunile dumneavoastră. Sunteți o emisiune națională, internațională, pentru că națională, ea se vede și... Nu, se vede chiar numai în România. Da, așa. Și cred că, nu, se vede și dincolo, pentru că românii noștri au antene parabolice și ei preiau prin așa. Dar, mă rog, important este că ne văd cetățenii orașului Petrila și ei pot să ia decizia și hotărârea înțeleaptă în cabina de vot cine merită să fie reprezentantul lor pentru următorii 4 ani și cine nu. Bun, vom avea ocazia să ne întâlnim și săptămânile care urmează de campanie. Cu siguranță aș vrea să-mi prezint o mare parte din echipă ca oamenii să vadă, dar aș vrea să-i provoc și pe ceilalți contracandidați să vină cu echipa în emisiune să-și o prezinte fiecare. În regulă, mulțumesc domnule pentru participare, doamnelor și domnilor, până aici a fost emisiunea în seara asta. Cu drag vă aștept mâine seară la o nouă emisiune Capital Special.